Salutare sucevenilor, pe Bucovinată vă la Viața în Suceava, Steve alături de voi. Într-o zi în care suntem mai boemi, ne gândim la muzică, vrem să aflăm ce preferă suceveanul și dacă s-a uitat la concursul care a decis cine dintre trupele sau cântăreții românești ne vor reprezenta la Eurovision. Vrem să aflăm dacă știe câștigătorul și, bineînțeles, ce alte festivaluri românești mai avem noi cu care ne-am putea și mândri, bineînțeles. Da. De ce? Păi te mulțumesc și sufletește, în primul rând. Muzica nu. E, muzică populară, muzică de asta care e ca pentru noi, vârsta. Da, muzică veche. M-am obișnuit cu muzica populară și asta mă pasionează. Da. Da, dar nu orice fel de muzică. Am 63 de ani. De ce? Reconfortantă, dacă ai și cunoștințe e mai bine, de asta îți place. Înfrumusețează viața. Dar cum, tare frumos. Cum, așa, ca să fii vesel? Clasică. În general, latino. Muzică populară, care e așa, și tango, vals, toată muzica veche. Bineînțeles că ai noștri din zona. Este Sofia Vicoveanca, și Margareta Clipa. Asta nu mai aduc aminte. Pavarotti. Tu ce muzici? Elena Gheorghe, da. Da, Elena de la Mandinga. Da, da. Nu, dar parcă e Elena aceea, Gheorghe. Și da, da, că am auzit-o și altceva. Elena, și nu mai știu cum o cheamă. Da, Elena Gheorghe, da. Da, Elena, Elena Gheorghe. Mă cheamă asta, fata acum, dar uite cum o cheamă. Dar este asta, juniu, hai că gata. Se poate, da. În vremurile de azi, care nu vedeți de sus, de la guvern, cum să mișcă cu banii, cu astea, deci nu. Șanse mai slabe, da. Nu știu, probabil dacă avem sponsori mai... Dernici, da? Probabil se poate face ceva cu muzica. De exemplu, eu am terminat la artă și tot n-am mers mai departe din cauza că nu este de viitor. De asta. Eu așa zic. Da, financiar. Și... E greu pentru că tineretul... Nu știu dacă... Chiar pentru cultură. Depinde acum cine o construiește. Depinde. Am putea. Da, cine știe, mai ales, în primul rând, civilizația, cultura, bunul simț, astea trei va face din România o țară cu merită. Mamaia, așa, Calatis, nu știu dacă să mai, nu mai știu acum momentan. Ah, la Brașov, cel Budeaur, da. Festival din România, nu știu, n-aș putea să vă spun, nu știu, nu vine acum, probabil am și emoții. Ah, de la Brașov, de la Mamaia, de la, na, la Constanța, acolo, la pe litoral mai multe. Nu mai aduc aminte eu, nu mai aduc aminte. Mamaia, Brașov, Mangalia și la noi în Moldova era pe undeva, pe la Brăila, pe la, nu mai știu. Muzica este cea care ne face să ne simțim mai bine atunci când suntem triști. Muzica este cea care ne amplifică de multe ori starea care o avem în momentul respectiv. Muzica a schimbat foarte multe. Muzica a însemnat multe pentru omenire de la începuturi și se pare că totuși înseamnă în continuare. Sperăm că vom avea o reprezentare bună la Eurovision anul acesta cu Elena Gheorghe. Îi urăm mult succes și dumneavoastră, dacă aveți o idee pentru emisiunea noastră, trimiteți un SMS la 0744-238830. Accesați www.viatansuceava.ro, unde puteți să vă prezentați opiniile, părerile în legătură cu muzica. Pentru Bucovina TV, Viața în Suceava, Steve. Sponsorii emisiunii Viața în Suceava. Și mi s-a făcut frică. În jurul meu, lucrurile explodau. Se lăsau un fund negru
Nu mai puteam să respir. Și pe urmă? Imediat a apărut el. Pentru a scăpa de coșmarul instalațiilor electrice cu probleme din casa ta, sună la 0766-303-603. Cheamă un profesionist de la Simply Electric. Sisteme antiefracție, instalații electrice și sisteme anti-incendiu. Accesează simplyelectric.ro. Există două variante de a-ți proteja locuința. Noi vă recomandăm pe cea mai bună. Linda Ecotil importă sisteme pentru acoperișuri de calitate superioară, tablă tip țiglă și trapezoidală, tablă plană, accesorii pentru acoperișuri și sisteme de colectare-evacuare a apei. Nou, Linda Ecotil vă oferă tablă producție proprie la cel mai bun preț. Vino la ieșirea din Suceava spre Botoșani la kilometrul 2 sau sună la telefon 0726-163-498. Linda Ecotil, un acoperiș deasupra oricărei așteptări.